Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Bine ați venit în studio Ascior, domnul deputat Ovidiu Cameliu Petrescu. Suntem onorați să vă avem în studio Ascior și îmi doresc o colaborare cât mai lungă și benefică pentru cele două asociații. Desigur, dumneavoastră ați participat, de fapt, de foarte multe ori la lansările de carte care au fost, cărți care au fost editate de către asociația noastră. Deci nu e prima întâlnire, o să spun așa. Prima întrebare care o punem fiecărui invitat este această întrebare, zic eu, și banală, dar foarte necesară începutului unui interviu. Cine sunteți, domnul deputat Ovidiu Cameliu Petrescu? În 10 minute, 12 minute, să ne faceți așa succint o prezentare a vieții dumneavoastră, ca să știe ascultătorii noștri, privitorii noștri, cu cine avem onoarea. Da, e sigur, despre viața unui om se poate vorbi și foarte mult, dar și foarte puțin sintetic. Eu m-am născut în februarie 1953 la Mizil. Este adevărat că acolo n-am stat decât 6 săptămâni. Era orașul tatălui meu și familia mea lucra acolo. Dar am fost, după 6 săptămâni, dus la mătușile mele din partea mamei și la bunica mea din partea mamei, în comuna Pârscov, unde am copilărit și am și urmat primele 4 clase. Deci până la 10 ani am stat în Pârscov. După aceea am venit la Buzău și de la Buzău pot să spun că nu mi-am mai schimbat domiciliul vreodată și astăzi locuiesc în Buzău. După ce am făcut liceul Eminescu, am urmat facultatea de filozofie, dar după o câțiva ani, constatând că foarte mulți oameni nici măcar nu știau ce e filozofia și la ce ar folosi ea, m-am înscris și la facultatea de drept, am dat examen la facultatea de drept și am absolvit și facultatea de drept. Între timp am fost cu 4 ani funcționar, după aceea am lucrat la Consiliul Județean al Sindicatelor, 1 an jumate în sectorul cultural. După aceea m-am transferat la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde am fost bibliotecar câțiva ani și după aceea metodist. Este adevărat că spun că am fost bibliotecar, dar de fapt mă ocupam de o mare parte a activității Casei de Cultură, îndrumam foarte multe cercuri, mă ocupam de cenaclul literar Alexandru Sahia, ediția a doua. Da. Pentru că a fost un cenac cu Alexandru Sahia la Casa de Cultură a Municipiului. După aceea, acel cenaclu s-a desființat și a fost reînființat la Casa de Cultură a Sindicatelor. Evident că mi-a făcut plăcere să mă ocup de cei care veneau la cenaclu și la un moment dat am scos o foaie literară a cenaclului.
care mulți care scriu și în ziua de azi au participat cu texte. Bănuiesc în cereri tare de întrerupere, bănuiesc Girel Barbu, da. Rușețeanu. Girel Barbu, Macovei, Marin Ifrim, Călin Chiețu, Legătatul Marin Ifrim, Pogonaru și alții. Unii dintre ei mergeau și la Cenaclu Viața Buzăului și la noi, alții s-au stabilit numai la noi. În 83 am plecat totuși de la Casa de Cultură pentru că era dificil, era un program și sâmbătă și duminica până seara târziu. Și după ce m-am căsătorit, am avut și un copil, oricum simțeam nevoia să stau în familie mai mult. Și atunci m-am transferat la PECO, la serviciu personal, salarizare, organizarea muncii, unde am lucrat până în 1990. În 1990 m-am înscris în Frontul Salvării Naționale prin martie și mi s-a propus la un moment dat să mă înscrie pe lista de deputați. Am candidat și am ajuns în Camera Deputaților ca deputat și am fost reales până în 2004. Deci din 1990 până în 2004 am fost deputat. Deci două mandate sau trei? Nu, sunt patru mandate. Patru? Unul mai mic și trei complete. Sincere, sincere felicitări. Acolo am fost în Comisia pentru Cultură, în Comisia pentru Muncă, am fost șeful delegației la adunarea parlamentară NATO în ultimul mandat. Deci am fost secretar al biroului permanent, am fost vicepreședinte al Camerei Deputaților timp de 3 ani. În cursul ultimului mandat am înființat Asociația Culturală Renașterea Buzoiană. Acum, nu vreau eu să spun că a fost o idee extrem de originală, pentru că erau o sumedenie de organizații neguvernamentale și chiar și aici, la Buzău, foarte mulți oameni spuneau că ar trebui să facem o asociație care să sprijine scriitorii locali. Dar din păcate, la noi, în România, între vorbă și faptă, uneori este o prăpastie. Deci foarte mulți oameni care își doreau asemenea asociație n-au putut să o înființeze. În primul rând să sperie și de formalitățile care trebuie făcute. Dar eu, care mă trag dintr-o familie de funcționari și am fost o scurtă perioadă și un funcționar, m-am descurcat și am înființat asociația. Am înființat un context în care statul s-a cam retras din aceste activități culturale. Încet, încet, n-au mai finanțat cultura, au trecut foarte multe instituții care cândva erau ale statului, la primării, la consilii județene, în așa fel încât Ministerul Culturii să scape de aproape toate problemele. Și atunci aveam această lipsă și am zis că ar fi foarte util. Ei bine, am înființat asociația în 2002. Și am avut, deci, un mic grup de 11 membri fondatori și am început activitatea. Deci, solicitam sponsorizări și cu banii obținuți publicam
poezie, proză, de regulă. Asta publicăm și activitatea asta a continuat și continuă și astăzi. Am înregistrat peste 120 de volume publicate de către noi. Sincere felicitări, adică nu-i puțin. Am dat de regulă premii la diverse festivaluri, cum e concursul Festival Vasile Voiculescu de la Brâscov și concursul Petcu, Constantin Petcu și altele. Și în 2004, Marine Frimă mi-a propus, el era secretarul general al organizației noastre, mi-a propus două lucruri. Una, să scoatem o revistă a asociației și una, să scoatem un almanac. N-am fost de acord să scoatem acea revistă, pentru că, în ciuda faptului că autorii noștri doresc să fie publicați, trebuie să te rogi de ei luni în șir până îți trimit niște materiale. Deci, editarea unei reviste, chiar trimestriale, este delicată. Și atunci am spus să facem un almanac, almanacul o scoatem o dată pe an și chiar dacă este mai amplu, știu eu, 200-300 de pagine, putem să strângem materiale necesare, avem tot timpul să ne ocupăm de el. Și începând cu anul 2004, scoatem almanacul Renașterea Buzoiană. Asta este ediția 18-a. Deci, ce minunat! Noi scoatem de 18 ani această publicație. Publicație care este menționată și în... Să o arătăm la cameră. Așa, poftiți. Publicația este menționată și în istoria presei coordonată de profesorul Petcu. Deci este o publicație deci cunoscută și la nivel național. Dar, cum să spun, evident că au fost dificultăți întotdeauna, dificultăți financiare, în primul rând, că e greu să obții banii de sponsorizare. Au fost și sunt. Sunt, sigur că da. Adică, din păcate, nu putem vorbi numai la trecut despre aceste dificultăți. Dar mai a ajutat primăria, de când în când, pe baza unor programe care le-am depus, de vreo câteva ori și Consiliul Județean, problema lui Vasile Mocanu. Dar este dificil. Pe de altă parte, e și psihologia socială a acestui popor, adică foarte mulți oameni se supără când văd că cineva realizează niște lucruri concrete. Oamenii sunt foarte cum să cade când ești de nivelul lor sau te consideră inferior. În clipa în care realizezi ceva, parcă... Ești un subiect de discuție. Ești un subiect de discuție. Încă de momentul înființării asociației s-a zis, domnule, am ființat-o că vrea voturi de la intelectuali. Mă rog, acum, cinic vorbind, intelectuale sunt prea puțin ca să te ducă în Parlament. Așa este. Nu vorbesc de posesorii de diplome universitare, vorbesc de intelectuale într-un sens mai profund al cuvântului. Deci, nu pentru asta am înființat noi asociația. Eu... Păi se vede, îmi cer iertare că vă întrerup. Se vede prin faptul că aveți almanahul 2021, iar dumneavoastră nu mai sunteți deputat. De 2004. Deci aceilora care au gândit cum au gândit, dumneavoastră le puneți în față realitatea. Măi, în 2018, în 2020, în 2021, ce interes am mai avut din asta. Da. Eu vă înțeleg foarte bine pentru că
Și noi cu Așciorul am făcut vreo 240 de activități cu publicul, așa, mai scos revista, mai scos antologii. Și am fost învinuit că ceea ce fac, fac cu banii lui Soros. Zic să dea Dumnezeu ca Soros să ne dea bani pentru activitate în zona aceasta, ortodoxie, a credinței. Zic, când se va întâmpla lucrul ăsta, înseamnă că Soros s-a botezat în ortodoxie și este pentru România. Oamenii au niște argumente, câțiva dintre ei, mulți, puțini, Dumnezeu știe, au niște argumente din acestea incredibile și în modul cum îi judecă pe alții, dar și în modul cum judecă ei viața. Mai vorbi cine despre asociație și după aceea o să vă întreb de și dumneavoastră, domn deputat, aveți o vârstă și eu am o vârstă. Este așa o luptă împotriva bătrânilor. Și după ce ne mai povestiți despre asociație, dacă aveți grupuri în țară sau prin alte părți, dacă cum ați fost susținuți de către oamenii de cultură din alte părți. Povestiți-ne despre lucrurile acestea și după aceea vom intra și puțin în problemele astea sociale, că terminăm facultatea de filozofie și terminăm și facultatea de drept. Lucrând, iată, în Parlament atâția ani, de asta aveți o viziune globală. Poftiți, poftiți! Deci, asociația noastră este o asociație relativ mică. Nu avem decât în jur de 20 de membri. Nici n-a fost intenția mea ca să o extind la absolut toți creatorii din județ sau din țară. Este și dificil să lucrez cu foarte mulți oameni și nu ne ajută foarte mult lucrul ăsta. Noi suntem axați pe stimularea creativității celor din județul Buzău. Este, dacă vrei, și o chestiune de patriotism local, dorința de a demonstra că în județ sunt foarte multe valori și nu are rost să publicăm acum, știu eu, scriitor de la Sascut sau de la Sighetul Marmației. Adică în sensul, măi, dacă tot este vorba de renașterea buzoiană, da, deci nu are un caracter național, nu. Haideți să îi sprijinim pe buzoieni, da, și să arătăm poporului că și în Buzău sunt oameni buni, oameni inteligenți și creatori. Sigur, de valori. Da. În acest almanac, în ediția aceasta, a 18-a, sunt 100 de autori cuprinși. 100, 100 autori. Din Buzău? Da. Din județul Buzău? Din Buzău, 100 de autori. Și chiar minunat. Și, bine, da, sigur, unii locuiesc aici, alții sunt buzoieni, dar buzoieni în alte părți. Din alte părți, București și mai departe. De exemplu, publică mai întotdeauna în almanac Florentin Popescu, Pasionaia Stoicescu, care sunt buzoieni, da, 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 da. Magda, da, da, Usache, de la Iași, care sunt buzoieni. Mai publicăm din când în când, special în domeniul istoriei locale, și lucrarea unor oameni care nu sunt buzoieni, dar care scriu despre ceva de la Buzău. Anumiți autori buzoieni sunt scoși în evidență. Scoși în evidență și
fapte din istoria locală. Foarte rar sunt excepții în care publicăm și autori care nu au mari legături cu Buzău, dar într-un fel au, de exemplu, soția lui Florentin Popescu publică și ea din când în când în almanacul nostru. Deci, după cum vedeți, dacă poți să publici 100 de autori care au legătură cu Buzău, înseamnă că nu prea ai nevoie să apelezi la alții. Și am ținut la ideea asta. Am ținut la ideea asta foarte mult. Pentru că nu era, mai ales când trăiam Reini Frim, care avea relații cu creatori din toată țara, am fi putut să... Nu era greu să adunați materiale de peste tot. Da. Era foarte simplu, dar n-am vrut acest lucru. V-ați ținut de nume. Da. V-ați ținut, adică să dați consistență numelui asociației. Categoric. Eu sunt tare bucuros și acum am aflat de la dumneavoastră că sunteți născut în Mijil și eu sunt mizilean și mi-am făcut primele școli la Mijil. Încercăm să reînviem, am făcut acolo un grup astior, încercăm să reînviem. De ce? Pentru că, într-adevăr, Mijilul are un potențial cultural bun și merită sprijinit și în Buzău și mai ales că suntem aici la o aruncătură de băți. Domnul deputat, aveți această experiență care trebuie înțeleasă ca o experiență de conducere la cel mai înalt nivel. A fi în Parlamentul României și, iată, trei mandate și un pic, mă rog, adică trei mandate și un mandat mai mic, chiar înțelegeți fenomenul, înțelegeți mult mai bine decât cine nu a fost acolo, înțelegeți acest fenomen al conducerii. Relația acestei conduceri și cu exteriorul, ce vine de la Bruxelles, așa, dar și cu interiorul, ce își dorește poporul. Povestiți-ne despre lucrul acesta. Ei, sigur, în politică este foarte important să spui oamenilor ceea ce vor să audă. Este o regulă elementară și toate partidele folosesc această regulă pentru a reuși să adune voturi. Ai, bineînțeles, o populație care are grade diferite de implicare în politică. Sunt unii care sunt foarte puțin interesați de politică, chiar nici nu votează. Ai un grup, cam de vreo 40% din oameni care nu au niște opțiuni clare, votează în funcție de ce aud în campania electorală, ce mai văd la televizor, și ai nucleele dure ale partidelor, membrii și simpatizanți care votează tot timpul anumite partide, anumite ideologii. De fapt, toate partidele se bat pe voturile nehotărâților. Pentru că voturile sunt sigure. Dar, cum să spun, totul depinde de abilitatea de a înțelege exact ce vrea populația, ca să poți să-i spui
că vom face și vom trece exact ce, ce vreți voi, aia vom face. Bun. A doua chestiune, în ciuda faptului că teoretic se spune că fiecare partid trebuie să prezinte niște mesaje pozitive, niște programe și așa mai departe, niște proiecte de țară, nu știu ce. Adevărul e că cea mai eficientă propagandă politică ține de, și de prezentarea unor fapte negative, atacarea concurenților. Pentru că întotdeauna trebuie să fie o conexiune între aceste elemente de propagandă negativă și propagandă pozitivă. Deci ei au greșit? Da. Și noi uite ce vom face și nu vom face ca ei și... Da, o să vedeți că, de fapt, și reclame, care e tot o formă de propagandă, reprezintă și în reclame, să spune, detergentul nostru, spre deosebire de detergenți obișnuiți, curăță 99% din pete. Da, da, da. Deci, alte produse sunt proaste, votați-ne pe noi, cumpărați-ne pe noi, pentru că noi suntem buni. Da, politica nu este un lucru foarte frumos, dar este un lucru vital. Adică toate țările sunt, din lume sunt conduse de politicieni. Toate experimentele de guverne de tehnocrați au eșuat. De câte ori apar, ele eșuează. Și asta nu numai în România, peste tot în lume. Deci, politica este ceva de care nu te poți feri. Deci un rău necesar? Da. Dimitrie Guste, profesorul Guste, spunea că orice este social este și politic. Să traducem politica a fi, de fapt, conducere. Conducerea, da. Conducere. Dar eu vin din partea aceasta tehnică. Am făcut liceu tehnic, facultate tehnică, automatică. Unde fără știință nu faci nimic. Deci aici, în zona tehnică, fără știință nu faci nimic. De ce nu s-a aplicat? Eu am niște răspunsuri, dar trebuie să le știu de la cei care chiar au experiență în acest domeniu. De ce nu s-au aplicat, metode științifice și nu s-au aplicat și nu se aplică nicăieri metode științifice în conducere, iată, la nivelul zonelor mari, ba chiar la nivelul națiilor, metode științifice care să demonstreze, uite, am fost aici, urmează să ajungem dincoace, aceasta este calea, din punct de vedere științific, prognoză, totul, adică, vedeți, așa, un discurs mai selectiv pe bază de cunoaștere, pe bază de știință. De ce credeți că nu s-a făcut asta? Nu s-a făcut asta din mai multe motive. Un motiv ar fi acela că, așa cum spuneam, politica trebuie să urmeze cu oarecare fidelitate, să fie destul de aproape de dorința publicului larg. Public larg care nu cunoaște modul științific de conducerea societății. Deci trebuie să faci și cum vor oamenii. Al doilea lucru, de regulă, într-adevăr, să prezintă niște proiecte. Trebuie să facem asta, vom face asta, altă. Problema este că de foarte multe ori politicienii nu cunosc foarte bine cum să realizeze acele proiecte. Pentru că este un lucru foarte important de multe ori. Vorbim degeaba de principii generale.
detaliile, aplicarea. Seamă fantastică mult, da. Trecerea, punerea în practică înseamnă enorm. Trebuie să știi foarte precis cum anume trebuie făcut lucrul ăsta. Dacă vă ceți aminte, la Caragiale, Cațavencu vorbește de Societatea Enciclopedică Română, care vrea ca România să fie bine și tot românul să prospere. Cam asta este și la... Toți politicieni din toată lumea pe ideea asta. Spun chestiunea asta și oamenii trebuie să fie convinși într-un fel sau altul că se dorește binele. E, cum se realizează binele, asta este o problemă mai delicată. În al treilea rând, există anumite lipsuri în informarea oamenilor, pentru că deciziile politice trebuie luate pe niște informații foarte precise, detaliate, foarte concrete. De multe ori, politicienii nu au aceste informații și nu știu să le caute. Aceste informații. Nu este o chestiune foarte simplă. În România procesul este mai delicat pentru că de peste 100 de ani se spun oamenilor că politica este o chestie mizerabilă, că un om serios, un om cinstit, n-are ce să caute în politică. Foarte păgubos. Da, este o idee. O idee foarte, demoralizantă. Nocivă. Nocivă, da. Foarte mulți oameni nu vor să intre în politică pentru că sunt marcați încă din copilărie de această idee. De frică să nu se păteze și pătează imaginea, stai că eu sunt cunoscut ca om serios, și atunci nu-și mai depune efortul ca să arate, măi, uite, până acum s-a greșit, hai să plecăm de aici, o renaștere a modului de a gândi, de a trata conducerea asta. Cel puțin în primele legislaturi, în Parlament existau foarte mulți profesori universitari de economie, de drept, dar cine studiază presa o să observe că în momentul în care profesorul acela, om cu multe tratate scrise, nu știu ce, o dată intrat în Parlament, nimeni nu mai vorbea de calitățile lui intelectuale, de opera lui. Deci nu mai era domnul profesor universitar, docent Cutărescu. Era Petrescu, era Georgescu, era Vasilescu, un politician care îl doare, scuzați-mă expresia, în fund de populație, care își urmărește marca partidului, deci grupării în care se afla, conta mult mai mult decât cine este persoana respectivă. Sigur. Și atunci ceilalți îi puneau în cârcă, deși omul nu avea nicio treabă, că el poate era de 2 ani, de 3 ani în acea formație și el abia atunci voia să aducă ceva nou, dar îi se punea în cârcă tot istoricul partidului. Tot istoricul partidului, plus că se căutau tot felul de detalii mai puțin... Picante. Da, picante, mai puțin onorante. Păi ăsta a divorțat de două neveste, nu știu ce... Ca și când... A avut o aventură cu secretarea lui acum 15 ani și așa mai departe. Bineînțeles că lucrurile alea nu aveau nicio relevanță. Putea să aibă relevanță dacă fusese condamnat pentru corupție. Asta da. Dar alte lucruri nu aveau nicio relevanță. Erau atac la persoană pentru a șterge puterea lui
științifică, mă rog, în domeniul cultural, de a rezolva niște probleme. Există de asemenea și un alt element pe care lumea nu-l cunoaște și, în general, și noi care am fost în politică și nici cei care sunt în politică astăzi nu îl pomenesc pentru a nu deruta cumva electoratul. Nu spun că politicienii unui partid sunt ca soldații unei batalion. Dar există o anumită disciplină de partid care te împiedică să ai foarte multe inițiative. De cele mai multe ori, anumite atitudini ale partidului se contopesc, cele personale se contopesc în atitudinea de fond a partidului. Deci, conducerea partidului ia o decizie ca să rezolve o anumită problemă într-un anumit fel și toți deputații și senatorii, până la urmă, trebuie să supună acelei decizii, care poate a fost luată de 2-3 oameni. Nu te conformezi, până la urmă ești eliminat. Adică nu te mai trece pe listă la alegerile viitoare și la revedere. Nu mai existi din punct de vedere politic. E și acesta un element care, cum să spun, distorsionează cumva viața politică și... Dar și inițiativa personală? Da. Păi aducem în un partid sau altul, aducem oameni buni, tocmai pentru a ridica partidul de la nivelul ăsta la un nivel superior, folosindu-ne de ei, iar ca să ne putem folosi de ei, va trebui să admitem ca în partid să existe mai multe idei, mai multe soluții, nu cea impusă de primii doi, primii cinci. Vine un necunoscut, îmi cer scuze, fac o asociere așa pentru a vedea lucrurile pe mine m-a inspirat foarte mult procedurile din sport și pentru această nouă știință ergogetica de conducere informațională. Păi în sport este domnul Petrescu de 5 ani de zile cel mai bun la box, nu discută cu nimeni, îi bate pe toți, campion mondial. Și într-o zi vine un copil necunoscut și îl bate pe domnul Petrescu. O surpriză, poate chiar o surpriză totală sau chiar un lucru de așteptat, că mulți l-au văzut pe copil, bă, ăsta chiar promite. De ce n-am face lucrul acesta și în interiorul acestui creuzet numit partidul? Da, este Vasilescu, care a avut cele mai bune decizii până ieri. Dar asta nu înseamnă că în mod obligatoriu și astăzi și mâine el gândește cel mai bine. Această putere de a ne adapta la cel mai bun, dar să-l vedem pe cel mai bun, să avem niște argumente, să avem niște contori care să ne-l arate pe cel mai bun. Vedeți, în sport, da, în box, în pumnii, aici sunt ideile. Tu mi-a venit cu o idee mult mai bună care ne rezolvă. Ce ziceți de lucrurile acestea? Devine prea complicat. În box e mai simplu. Devine prea complicat. Box e mai simplu pentru că când argumentul e pumnul, nu știu ce, și un om e făcut knockout, e clar cine deci este e cel mai... convingător. Da. Pumnul e mult mai convingător decât ideea. Ideea e mai greu de evaluat, pentru că...
Să evaluezi o idee înseamnă că tu însuți ai un sistem de valori, ai o anumită cultură într-un anumit domeniu și te străduiești din răsputeri să fii cât mai obiectiv. Oamenii au o problemă, sunt foarte subiectivi. Așa sunt toți oamenii. Cineva poate să-ți fie simpatic, altcineva poate să-ți fie antipatic, chiar dacă omul antipatic are dreptate, nu știu ce. Mi-aduc aminte când am lansat o carte de eseuri politice la librăria Sadoveanu, a venit și a vorbit domnul Adrian Năstase, care îi dădusem cartea și o citise. Mi-a făcut un compliment pe care nu mi l-a făcut nimeni vreodată. Zice, el spune multe lucruri și în clipa în care le spune nu pot să fii de acord cu ele. Însă mai târziu constați că el a avut dreptate. Ce constatare? A fost o constatare foarte corectă. De metodă? Deci asta nu este o constatare de metodă. Cum să facem ca metoda noastră de cercetare, chiar dacă Nicolae nu este de acord cu domnul Petrescu în timpul T1, la timpul T2, cu argumentele A1, A10, să zic că jos pălăria. Da, e foarte greu ca oamenii să fie obiectivi. Până mai intervin și diverse interese în politică. Sunt interese financiare. La șefia partidului vine cineva și spune vreau să sponsorizez campania electorală de anul ăsta și propune o sumă considerabilă. Și de nerefuzat. De nerefuzat. Și atunci vrea ca pe listă să fie inclus cineva la care nici nu te gândeai că ar merita să fie inclus. Și acum conducerea partidului face acest compromis de cele mai multe ori și de-aia ajung în Parlament foarte mulți oameni care n-au nicio legătură cu politica. Deci sunt niște interese, pe urmă sunt niște interese și care țin de poziția unor oameni în partid. În clipa în care vezi că un coleg din partid propune tot felul de lucruri interesante, toți colegii apreciază acele propuneri, tu e șef, el nu e, te poți gândi că vine tare din urmă. S-a putea ca să îți ia locul. Exact. Și atunci îl elimini. Sub diverse pretexte. Îi găsești, nu dăm papuri. Adică eu am fost foarte dezamăgit la alegerile trecute că partidul meu a exclus după liste pe Liviu Pleșoianu un tânăr care putea să spună mult în politică și eu zic că avea calități, era și un om patriot. La fel, este. Da, și este. Și este. A dispărut și Șerban Nicolae, au dispărut mulți oameni care n-aveau decât păcatul că ar fi putut să devină președinția partidului cândva. Deci și ăsta este un element și toate elementele astea și interesele și reacțiile. Toate adunate dau un rezultat foarte calea partidelor prost. De acum. Da. Noi nu facem politică, noi în acțiune și nici dumneavoastră în asociația dumneavoastră nu faceți politică, dar suntem obligați să gândim politica în așa fel încât să îi găsim argumentele filozofice, sociologice, pentru a îmbunătăți. Noi, la urma urmei, pentru asta facem și vorbire cu tot felul de politicieni,
cu oameni de cultură, pentru că, vedeți, acum trecem la acea întrebare, este o politică mondială, nu putem să spunem că numai românească, așa, de a trece pe locul 2, 3 sau 5 oamenii în vârstă. Și dumneavoastră aveți o vârstă și eu am o vârstă. Momentul când auzi chestii de-astea, de, că nu mai avem nevoie de ei, că mănâncă prea mult timp pensiile, că astea, adică te gândești, măi, o societate care nu știe să-și respecte, despre cine vorbim? Despre părinții societății, că ăștia au 60, 70, 80, 90 de ani. Nu știe să-și respecte părinții societății. Nu știe să-și respecte oamenii, generația care le-a dat acestora de acum posibilitatea să fie, să aibă pe ce pune mâna în societate, mă rog, partea economică, partea culturală, toate cele. Și mai este o chestie. Nu știe să-și folosească acei oameni care încă mai sunt activi, pentru că sunt mulți la 65, 70, 75 de ani, 80, care sunt activi și care îi pot ajuta pe tine. Sunt oameni care au acumulat foarte mult. De ce să nu-i folosești? De ce să-i treci așa, parcă-i treci pe o linie moartă ca să ruginească acolo? Nu mai avem nevoie de ei. De-a lungul secolilor și mileniilor, anumite elemente de civilizație au evoluat foarte mult. Sigur, computere și așa mai departe. Plecăm în spațiu și așa mai. Din punct de vedere uman, n-am evoluat foarte mult. Ba din citeam în tinerețe că, nu știu ce trip din Africa, bătrânii erau suiți în cu copac mare și copacul era scuturat. Cine cădea era mâncat, că era un trip de canibal. Cine se menținea acolo înseamnă că încă era bun. A, deci era un fel de examen permanent. Da. La an, la an, te urca în copac și... Adică, între aceste proceduri al acelui trip de canibali și ceea ce a spus acum câțiva doamna Christine Lagarde, fosta șefa femeiului, nu e o diferență foarte mare. Se scutură copacul. Și asta e o problemă pentru economie. Acum, sigur, nici dânsa nu e o puștoaică, e născut în 56, însă problema e văzut altfel. Ceea ce ar trebui, în opinia lor, să fie valabil pentru majoritatea populației, nu e valabil pentru elite. Pentru oameni puternici și super bogați, nu e valabil. Ei pot să trăiască, bine, mersi, 90 de ani, au toate drepturile, au pretenția să ia decizii pentru soarta omenirii, însă omul obișnuit n-are dreptul de astea. Ba, ar trebui să moară, ca să nu mai... îngreuneze economia. Da. Deci, opinia mea că din punct de vedere uman, lumea nu a evoluat foarte mult și nu s-a schimbat foarte mult. Întotdeauna rămânem la o mentalitate de epocă primitivă, când cel puternic îl ucide și îl mănâncă pe cel slab. Așa a rămas. Și la nivel de politică, de state. Domnul deputat Ovidiu Petrescu, noi de 2000 de ani suntem într-o societate creștină, într-o civilizație creștină. Cum răspunde Europa creștină acestei doamne, care iarăși
nu este tânără, nu are 30 de ani, are 65. Da. Deci... Mai suntem creștini? Nu, eu cred că nu suntem prea creștini. Ideea este că fenomenul ăsta de depărtare de credință e destul de vechi. Oamenii nu au crezut poate niciodată foarte profund în cuvintele Bibliei, pentru că nu este important ceea ce afirmi, este important ceea ce crezi în adâncul sufletului tău și dacă valorile creștine sunt internalizate. Adică dacă toate valorile tale, tot comportamentul tău, toate faptele tale sunt în concordanță cu valorile creștine. Ceea ce afirm. Da. Acum vreo 40 și ceva de ani editura științifică și enciclopedică a editat o lucrare în vreo 5 volume sau 6 volume, Călători străini despre țările române între secolele 15 și 18. Evident, sigur, sunt foarte multe detalii despre cum arăta țările Moldova, țara românească, Transilvania, pe vremea aia, dar sunt cuprinse și niște impresii despre psihologia românilor foarte interesante. Profesorul Daniel Barbu a scris o carte și a extras din acel volum imens de informații toate referirile la psihologia românilor și spune unele lucruri care ne par șocante. Bine, încep cu calitățile, că românii sunt inteligenți, că învață foarte rapid diverse meserii, că sunt niște buni războinici. Trebuie să le pui și pe astea, da, acolo. Că, știu eu, sunt foarte primitori, te primesc în casa lor, îți dau de mâncare, băutură, nu știu ce, ceea evident în Occident, da, nu te primești nimeni acasă. Dar chiar acolo, dacă îmi permiteți, da, dacă îmi permiteți, te duci la fiul tău în vizită, dormi la hotel și îți acordă o oră la restaurant. Da. Adică da, o răceală de... Nu-ți vine să crezi, se face pielea găină. Așa este, așa este. Noi avem alt temperament. Noi suntem altfel, lucru care s-a remarcat încă de secole. Da. Când se începe cu partea de defecte, jale. Pe primul loc, românii sunt hoți. Ne place, nu ne place, încă din secolul XV să remarca că suntem hoți. Au perceput ei greșit, da. A doua chestiune, spunea, românii sunt leneși. O chestie surprinzătoare pentru noi, dar ei, cum să spune, evaluau starea asta a noastră în funcție de stilul lor de viață. Și spuneau așa, domnule, au un pământ atât de fertil încât ați vâlă niște semințe și s-a făcut recolta. Nu pe ca la ei, noi care... Când ei chiar să chinuie ca să iasă ceva. Ei da, se chinuiau enorm ca să poată să întrețină. Și al treilea lucru e legat de credință. Spus așa că românii nu sunt credincioși. Acum, cum adică nu sunt credincioși? Și explic următorul lucru. Zice, românii urmează ritualurile foarte strict. Să duc la biserică, țin posturi, pupă icoanele. Pupă icoanele și mai departe. Însă, ei nu aplică creștinismul în comportamentul lor zilnic. În afară de faptul că înțeleg că e un păcat să omor pe cineva, restul totul e permis.
Și dacă e văzut ca un păcat, te duci la biserică, te spovedești și gata. Dar la urmă scap și cu aia, s-a nu terminat. E chiar, da, da, da. Deci românii consideră ei că se comportă imoral. Fără nicio deci legătură. Străinii consideră că românii se comportă... Da. Și asta în perioada secolului 15-18. Nu s-a schimbat nimic. Adică românii, mulți români și acum urmează niște ritualuri, dar mai majoritate mint, înșală, fură, ceea ce nu e deloc corect. Cum afirma cu durere cineva, sunt pline pușcările noastre de oameni botezați, de credincioși. Da, vedeți, noi avem un comportament tradiționalist, mult mai tradiționalist decât Occidentul. Dar în tradiția asta s-a împământenit și greșelile străbunilor, orică au băut mai mult și din tată în fiu așa, ori o ambiție năsăbuită ca să facă averi și de aici un comportament nesăbuit social, ori. Adică și tradiția asta n-a luat din vechime numai ce era bun de luat, ci a luat și defectele, că mulți au zis, domnule, noi am fost sub turci și din cauza asta ne-am stricat. Domnul profesor, domnul deputat, cum te-am ajuns aici când Herodot spune că sunt cei mai viteși și cei mai drepți dintre traci? Cum s-a ajuns? Eu nu cred că faptul că am trecut la creștinism trebuia să ne facă, mă rog, mai păcătoși. Trebuia să ne facă mai buni decât au fost dacii. Cum s-a ajuns aici? Cum credeți că... sau necesitatea de a supraviețui i-a obligat să șunteze? Până la urmă să se șunteze și pe ei, să-și fure căciula. Da, necesitatea asta de a fi și cu ăla și cu ăla, că, na, să supraviețuiască. Bine, au fost influențe multiple. Hai să ne gândim că nici romane nu erau niște îngerași. La școală, cine mai face limba latină, că am înțeles că s-a scos din... curriculum, acum era o lecție acolo despre Cicero și era acel discurs al lui Cicero, vos vetandem abutere, Catilina, paciența noastră, cât vei mai abuza, Catilina, de răbdarea noastră? Ca un exemplu de oratorie originală, cu exordium, ex abrupto, cu un început direct, fără captatio benevolenție. De fapt, cine era Catilina asta? Catilina era un guvernator de provincie foarte corupt. Deci, corupția e veche. La un moment dat s-a dat o lege în care cei care turnau pe o cunoștință l-a înjurat pe împărat. Gata, veneau autoritățile, confiscau toată averea, iar cel turnător respectiv primea 10% din averea lui. Deci uite ce... Acum vă dați seama ce afacere bună era asta. Să spui că... Poate nici nu spusese. Să spui chestia asta despre cel mai bogat om din județ. Da. Uite... Ce a zis de împărat?
Și da, nu trebuia prea multe. Era... Nu trebuiau probe, cine știe ce probe. Exact. În general, da, ei nu spuneau despre un sărântoc chestia asta. Spuneau da. Despre un om bogat. Că și statul lua 90% din averea și lui. Și convenea. Și celui care l-a turnat îi se dădea 10%. Pentru că tot sunteți expert în drept. În cu 2-3 milenii înainte, normalul juridic în Egipt era acela de este vinovat până la proba contrarie. Adică exact invers. Exact invers cum este acum. Deci, este bine cum ați spus. Adică, deci, noi să deci, ne gândim că de la Imperiul Roman au intrat la noi tot felul de defecte la nivel de structură de conducere, care s-au amplificat cu turcii. Deci au venit turcii. Păi și turcii, dacă... Deci toate funcțiile în stat, deci cea de domnitor, se cumpăra de la turci. Da. Se duceau niște oameni cu niște pungi de galben la Stambul. Da. Și zicea, îl mazelim pe ăsta, că nu dă suficienți bani, și îl punem pe X pentru pungile care le-a dat. Pe urmă, cel care venea în modul ăsta la conducere, și el își alegea sfetnicii dintre boieri, tot pe bani. Și cetățeanul de rând nu se simțea apărat de stat. Statul nu era... Statul după vremea aia, nu știu, din țară umblească... Dar și de pe vremea asta. Nu era capabil să-l apere. Veneau turci tătare, îi ardeau casa, el fugea prin pădure. De asta s-a învățat, cum spuneți dumneavoastră, să descurce. Chestiune da, care da. A rămas și acum. Da, da, da. Cu descurcatul ăsta. Deci până la urmă... Exact cum este o vorbă, domn profesor, stăpânul face slugahoață. Da. Adică aceste structuri care au venit asupra unor populații care erau autonome. Dar ce au venit aceste structuri? Aceste structuri au venit de acestor populații autonome, le-a luat... veniturile, că structurile de ce au venit? Ca să mulgă, n-au venit ca să ajute, au venit ca să ia mierea, cerealele, toate produsele. Și atunci vedeți, deci este ca și când nu știi nici să paști, nici să mulci vaca și o strici. Asta s-a întâmplat de-a lungul mileniilor cu noi. Pentru că începutul, deci punem acest început acum două milenii despre care vorbim, această imagine care o aveau dacii în urmă cu două milenii și imaginea care o au românii acum la nivel internațional. Da, sigur că da. Nu... Acum au o altă imagine pentru că nici nu... s-au ocupat într-un mod inteligent ca să construiască altă imagine. Cum vedeți asta se tot spune și la nivel internațional, românii sunt corupți, nu știu ce de. Românii nu pot să fie mai corupți, sunt sigur că nu sunt mai corupți decât italienii, grecii sau alte câteva popoare. Dar despre corupția italienilor, despre mafia lor, nu prea să mai vorbește. De vreo 20 de ani s-a... S-au închis niște robinete. Da, da. Deci, la fel și în Grecia. Deși și despre greci o imagine. Mi-aduc aminte că eram într-o delegație în Occident și un coleg, nu mai știu de unde, dar în Germania sau în Anglia, după ce am dat mâna cu un grec, un deputat grec, și acela a plecat, a zis, zice, să-ți numeri degetele.
Ce dură treaba! Nu se poate să nu fi plecat la vreunul. S-a putea să lipsească un deget. Deci, da, da, chestia asta, cum să spun, la nivel instituțional nu se spune. A rămas doar așa la nivelul percepției personale. Noi n-am știut să ne creăm o imagine. O imagine, pentru că și imaginea asta în Occident este foarte ușor de creat. Am fost o perioadă... Da, nu-i problemă, nu-i problemă. A fost o perioadă de 4 ani vicepreședinte al Comisiei de Control SRI. Și îmi spunea un ofițer care, SRI, care a lucrat în străinătate, deci la Direcția de Informații Externe, zice, domnul Petrescu, e ca reclama aceea de la Adidas Torsion, dacă vrei, poți. Adică nu e foarte greu, zice, noi obțineam uneori niște articole elogioase despre Ceaușescu în ziare importante, cu o ladă de vin. O ladă de nu, vin nu era chiar, e o chestie minoră. Da, 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 fără discuție, da, știe da, ce. Fără discuție. Și totuși obțineam niște lucruri. Am înțeles imediat lecția aia și când în următorul mandat am fost președintele delegației la adunarea parlamentară NATO și noi atunci am într-un proces de a-i convinge pe occidental să fim primiți în NATO, evident, apăreau câte unii care ne criticau. În general, după la nemți, și olandezi. Și olandezi, da. La început luam atitudine, îl contraziceam, nu știu ce, însă am înțeles destul de repede că ești mai puțin credibil datorită faptului că ești interesat. Și atunci m-am împrietenit cu foarte mulți deputați din delegația britanică, din delegația portugheză, din delegația spaniolă. Care luau ei atitudine. Delegația cehă, care în momentul când se zicea ceva rău de România, imediat sărea un deputat britanic. Noi știm mai bine situația, am fost acolo, am analizat, nu e așa, e bine. Deci, și asta, nici fără să dau acea ladă de vid pe care îl dăduse ofițerul. Pur și simplu e o chestie de prietenie. Nu, și pur și simplu le explicați ce a fost aici, ei mai știau, prin faptul că era această... prietenie, ei mai știau mai multe despre România decât cel care arunca piatra. Dar, domnul profesor, știți care este problema? Noi avem o problemă care au constatat-o mulți. Noi ne ponegrim mult mai rău decât ne ponegresc străinii. Cu siguranță că asta aduce un prejudiciu. Și dacă noi buzoienii începem să ne înjurăm de nu se poate, normal că cel din Prahova zice, până nu vezi, nu-i vezi în ce hal să înjură unii pe alții, așa și la nivelul poporului, dacă noi ne denigrăm în toate felurile, cum să zică poporul francez bine de noi când văd ce conflicte interioare avem noi? Orice reacție trebuie să aibă o contrareacție. Adică și asta, cum să spun, o constați și dacă te gândești foarte bine la anumite lucruri și o afli și din diverse cărți. De exemplu, în 1991 a apărut la editura militară o carte, Epoca dezinformării, scrisă de un francez, evident, Pierre-Henri Catala, care spune
Spune foarte multe lucruri interesante, evident, dar unul din ele le-am reținut și l-am aplicat în toată activitatea mea ca deputat. Dacă cineva scrie ceva rău despre tine, trebuie să dai imediat un drept la replică. Dacă scrii de 1.000.000 de ori, de 1.000.000 de ori spui poziția ta. Deci nimic nu trebuie lăsat. Adică tăcerea e un răspuns, este chiar da. Foarte adevărat. Da. Adică da. Dacă lași să te ponegrească, este foarte periculos. Informația care o au ceilalți, bă, ăsta tace, știe el de ce tace. Da. Și evident că trebuie să dea o replică persoana implicată, dar când e vorba de niște probleme care vizează interese naționale, atunci eu zic că niște autorități ale statului trebuie să mobilizeze niște oameni de valoare, de regulă de o valoare mai mare decât cea celui care a lansat acea idee negativă, să-l contrazică public. Deci nu se poate altfel. Vedeți, este o problemă. O problemă foarte mare. Au fost incidentele. Arăt numai ce înseamnă informația și, pe urmă, negarea ei. Știți? Au fost niște incidente la Târgu Mureș, cum că românii, așa au apărut în ziare, că românii îl aleargă pe un ungur. Toată presa internațională a explodat și în momentul când s-au făcut cercetările și au văzut că tocmai este invers, că era, acela alergat era un român și cei care îl alergau erau unguri, acea informație n-a mai avut nicio relevanță, n-a mai avut acel impact, nici 10% decât a avut informația cealaltă. Deci a promovat niște idei. Orice acțiune de persoasiune, de convingere, hai să spunem cu termenul învechit și acum în mediile anglosaxone e un termen negativ, orice acțiune de propagandă, toate acestea trebuie făcute de niște profesioniști. E o adevărată știință, pentru că totul trebuie spus într-o anumită manieră credibilă. Dacă spui foarte simplu ca un proces verbal, domnule, cu tare lucru nu e așa, n-ai făcut nimic. Deci și asta este o profesiune. Și reacția trebuie să fie foarte bine gândită și făcută cum trebuie. Eu vă mulțumesc mult, domnul deputat, iată, v-am numit de mai multe ori profesor pentru că simt că ne sunteți un profesor. Asociația noastră, eu personal, ne-am dorit să încheiem un acord de cooperare cu asociația dumneavoastră, cu Renașterea Buzoiană, pentru că și noi avem interesul a se cunoaște ceea ce facem noi aici, la Buzău, că nu suntem alții, ci nu suntem concurenții. Nu. Asta am vrut să spun tot timpul celorlalte asociații și fundații. Noi avem un domeniu, dumneavoastră alt domeniu, adică nu trebuie să ne sprijinim, nu suntem concurenți și mi-aș dori foarte mult să facem această cooperare între asociațiile noastre, dar iarăși, la fel de mult, mi-aș dori ca dumneavoastră să mai veniți în studio Ascior. Știți, tocmai am descoperit o mină de aur și trebuie fructificată asta, din punctul meu de vedere. Deci eu vorbesc
sincer că sunt mulți, cred că sunt mulți, care vor să vă mai audă, pentru că dumneavoastră aveți o experiență în spate și aveți un mod de a vorbi extrem de echilibrat, ceea ce chiar ne bucură, și experiență, și mod de a vorbi echilibrat, și această competență în multe domenii, iată că terminând filozofia, deci ați avut un contact permanent cu înțelepții lumii. Și încă o dată, vă mulțumesc, vă mai așteptăm și Dumnezeu să vă binecuvinteze, domnul profesor. Mulțumesc. Sunt de acord. Evident, să facem și alte emisiuni. Sunt de acord să colaborăm cu asociația noastră, pentru că, așa cum spuneam, nu există o concurență și putem colabora. Bineînțeles, știți că obiectul nostru de activitate este acela de... Adică prin dumneavoastră noi învățăm mai multe. Da, deci obiectul nostru de activitate e acela de a tipări cărți. Da, da, corect. Încă o dată vă mulțumesc mult, Dumnezeu să vă binecuvinteze, încă o dată Hristos a înviat. Doamne ajută! Mulțumim mult că ați fost alături de noi și vă invităm la următoarele ediții în studio Așcior Central. Bucurie!